Aseară am fost la striptease. Eu am mai fost la striptease o singură dată. Am văzut o fată care făcea flutări în mâini. Cred că cei de la FBI au fost dotați cu mașini noi. Dacă se lega ceva, după asta, practic, aveai de plătit. Muzeul mașinilor din Hollywood. Ce facem de fiecare dată când nu știm ceea ce trebuie să facem? E un costum. Apoi asta cu Do Not Disturb. O nouă zi. Astăzi începem cu partea administrativă. Adică, ne căutăm o spălătorie de haine. Noi ne-am luat haine după noi, dar nu ne-am luat 17-18 outfituri. Iar aici, fiind foarte cald, na, e vară, de fapt, transpir. Adică nu pot să port un tricou 100 de zile, pentru că mă urmăresc muștele. Așa că vom căuta un din ăsta, ca în filme, cum se cheamă, spălătorie din asta publică. Am găsit, de fapt, ceva pe hartă, dar mai întâi mergem să mâncăm. Mergem să mai luăm o cafea. Am căutat un loc din ăsta de mic dejun în afara zonei comerciale. După cum v-am zis, de regulă, orice fac în momentul în care vizitez un loc, încerc să-l fac în afara zonei cu turiști și la zona cu turiști doar să mă duc să mă uit sau din astea. Pentru că, de regulă, serviciile sunt mult mai bune în afara zonei turistice, pentru că gândiți-vă că business-ul este gândit pentru turiști, la modul mă întâlnesc o singură dată cu persoana respectivă, pentru localnici, la modul trebuie să fie bine, pentru că dacă nu, business-ul nu va merge, pentru că ai nevoie de clienți recurenți. Și tocmai de asta vei găsi tot timpul, aproape tot timpul, cel puțin servicii mult mai bune în afara zonei turistice. Și acum mergem să mâncăm o omletă. Mergem la ceva, Omelette House se cheamă. Și știi ce m-am născut cu mâinile astea scurte? Și după asta, după cum am zis, mergem să spălăm haine. După asta mergem la Muzeul Mașinilor Antice și de mult sau ceva. Și mai este Muzeul Marvel pe care nu l-am văzut. Aseară am fost la striptease. Eu am mai fost la striptease o singură dată în viața mea. La petrecerea Burlacilor am fost la striptease în Constanța. Experiență complet diferită, adică striptease în Constanța, striptease în Las Vegas, cu totul altceva. Experiența foarte faină, deci când am intrat, erau mai multe fete decât clienți. Adică cred că erau undeva la 20-25 de fete semi-dezbrăcate, așa, care umblau și purtau conversații și totul părea mult mai natural. De exemplu, același format era și în Constanța când am fost, dar la modul se apropia de masă și apoi venea și te întreba: vrei să dai nu știu câți bani ca să vorbești cu domnișoara? Și eram, lasă, nu-mi place. În schimb, aici totul merge cumva natural, ele voiau să vorbească cu tine normal și apoi dacă se legea ceva, după asta practic aveai de plătit. Costul nu a fost mare, am dat 40 de dolari de persoană intrarea și am prins, cum se chema, happy hour Tuesday, ceva de genul ăsta, încât erau, toate băuturile erau 2 dolari. Așa că am stat până pe la 2-3 dimineața, după care am plecat cu un Uber, dar ca experiență foarte interesant și vezi la modul fete care chiar știu să danseze la bară. Nu doar, nu știu, se învârte una dezbrăcată în jurul unei bare. Pur și simplu, chiar erau câteva, nu toate, dar câteva erau super profi. Adică am văzut o fată care făcea și-a pus picioarele după cap și făcea flotări în mâini, cu corpul înălțat. Adică e greu de explicat poziția. Dar, oricum, impresionant din punct de vedere sportiv. Da. Și cam așa a fost. O experiență, într-adevăr, diferită, să zic așa, și interesantă, de altfel. Și na, ce să zic, amuzanți oamenii de acolo, pentru că erau foarte mulți bărbați care erau foarte încântați, așa că veneau femeile să vorbească și erau, a venit asta să vorbească cu mine. Era, adică toate au scopul final, este să încaseze ceva de pe urmă, dar mândria asta bărbătească era, vine asta dezbrăcată să vorbească cu mine. Și era destul de amuzant. Asta este o omletă. Probabil e făcută din 45 de ou sau ceva. Și vine cu chipsuri, pentru că e normal, America.
Apoi se întreabă americanii. Avem o problemă cu obezitatea în țara asta. Cred că e de la ceva, nu știm, nu ne dăm seama exact. De la porții din astea. De acolo se trage. Dacă tu așa îți începi ziua. Da. Tot și arată bine. Gustos. Totul este foarte gustos. Dar foarte gras. Adică a venit pâinea de la omletă, cum ar veni. Este pâine prăjită cu unt. Adică totul e cu ulei, cu unt. Cu... Cred că după ce termin seria de vloguri din concediu, voi face o serie de vloguri de slăbit. Pentru că trebuie. Deci am avut așa, două omlete, un fresh de portocale și două cafele. Deci nota a fost de 48 și am lăsat eu $65. Cam asta sunt prețurile. Văd că cei de la FBI au fost dotați cu mașini noi. Altfel, când vine FBI-ul la tine, te sperie. Terminat, în total am avut 36 de minute, parcă au fost 20 ceva, 30 a fost călarea, 10 minute uscare. Deci 40 de minute și ne-a costat cu tot cu detergent $5. Și mă gândeam că pentru oamenii care într-adevăr poate nu au loc să-și pună mașina de spălat și uscător, este chiar destul de convenabil, adică aveau și mașini foarte, foarte mari, venise câteva persoane, la modul încărcați, adică cred că au spălat jumătate din garderobă. Și destul de avantajos, adică să dai $5 spălarea, cu toate că poți să vii și cu detergentul tău, destul de avantajos și destul de comod. Adică ca și idee de afaceri la noi nu ar merge, pentru că la noi toată lumea este învățată să aibă mașină de spălat acasă, dar înțeleg de ce merge. Și avea undeva la 15 mașini de spălat, plus încă nu știu câte uscătoare, cred. 15. Foarte nice. Acum mergem la Muzeul Mașinilor din Hollywood. Să vedem despre ce este vorba și după care mai vedem. Momentan este 2:30. Să filmăm tot, așa că vom atașa și niște poze, pentru că teoretic ai voie să faci poze, nu ai voie să filmezi. Nu știu care e logica, dar am reușit să filmăm. Ilegal. Puțin, pentru voi. Vedeți cât te fac eu, un risc aici, libertate. Și acum nu știu ce facem. Am terminat cu obiectivul ăsta repede. Este scurt, are vreo 130 de mașini, dar sunt băgate în 3 camere condensate, după cum ați văzut. Ce facem de fiecare dată când nu știm ceea ce trebuie să facem. Și asta este valabil pentru orice lucru în viață. Nu știi ce trebuie să faci, te duci să-ți iei o cafea și te gândești. Și asta vom face acum. Este foarte, foarte cald astăzi și din câte am văzut în următoarele zile va fi și mai rău. La modul astăzi sunt 37 de grade la umbră și se vor duce mâine, poimâine până în 41 de grade la umbră. Adică să vă faceți o idee, soarele este atât de puternic, nu face fața AC-ul. Mergem cu AC-ul pe low, la maxim, și e cald în mașină. Și mașina e destul de nouă. Acum, după cum am zis, am băut o cafea și ne-am gândit ce facem. Și vom merge la Muzeul Marvel, după care mergem în cameră să facem un duș, să ne mai odinim un pic. Pentru că este prea cald și vom ieși diseară la o plimbare să mai vedem ce mai este de văzut. Iar mâine vom vedea dacă avem chef să mergem până la un baraj. Este Hoover Dam, un baraj foarte mare cu un pod pe deasupra
și avem bilete pentru acces acolo și vom vedea dacă... Că sunt un pic în mijlocul intersecției. Vom vedea dacă avem chef. Și pe seară ne vom orienta după niște bilete. Las Vegas-ul este renumit pentru spectacole. Adică găsești o grămadă de concerte, o grămadă de show-uri de magie și așa mai departe. Și ne vom uita astăzi după niște bilete să vedem unde mai găsim, ce mai găsim. Dacă este ceva interesant și convenabil, vom merge. Și cam gata cu Las Vegas. Mai avem asta două zile, după care plecăm către Marele Canyon. Dar până atunci ne mai bucurăm de el. Ce este nasol la Las Vegas? Deci, cel mai nasol lucru posibil este faptul că îți strică experiența în viitoarele orașe. În sensul în care orașul este destul de spectaculos, este îngrijit, este un oraș foarte fain. După asta, în momentul în care te duci să vizitezi alte orașe, probabil nu va mai fi la fel. Deci asta cred că, într-adevăr, va fi un lucru nasol. Și cred că este unul dintre puținele orașe care îmi vor lipsi în momentul în care vom pleca. Adică are farmecul lui. Și Las Vegas-ul este împărțit în două părți, să zicem, două segmente principale. Ai segmentul de trip, de strip, Las Vegas Strip, unde sunt toate cele hoteluri luxoase, cu unde ați văzut, de exemplu, acel show de lumini cu turnul Eiffel, cu toate cele, nici poți să-i spui un hotel, e un, ca un orășel făcut, sunt diverse orășele cu specific, și acela este Las Vegas Strip, și apoi ai Las Vegas Downtown, cu Fairmont Street, unde este mai mult pentru party, adică ele sunt în două categorii, o zonă de vizitat și de uitat și de vai cât de impresionant este, și de casino, pentru că toate sunt casinouri acolo, și o zonă de petrecut. Zona unde stăm noi este practic o zonă, o stradă foarte lungă de distrăbălare, adică unde sunt doar baruri. La baruri acolo, de exemplu, fetele toate sunt în sutien și în chiloți și așa se servește la bar. O grămadă de oameni dezbrăcați pe stradă, că hai să faci poză cu mine, fete din astea topless și așa să faci poze cu ele. Aia e strada de distrăbălare. Sunt trei scene, după cum v-am zis, unde se cântă ceva tot timpul și așa. Interesant, oricum, ca și oraș, cred că este cel mai frumos oraș pe care l-am văzut de până acum, ca și vibe. Adică nu vorbim despre arhitectură sau așa, și arhitectura este impresionantă, că este modernă, dar ca și vibe este cel mai interesant oraș. Să-mi iau costum. Am fost și la Asia Manetului. Mă așteptam să văd mai multe chestii interesante. Adică se vede că s-a transformat într-un magazin comercial. Vin foarte mulți oameni să caște gura, exact ca și mine. Și practic este un magazin cu câteva figurine pe care le poți cumpăra, niște postere. Am văzut că stau bine pe partea asta sportivă, gen, nu știu, mănuși de la nu știu ce boxer semnat și așa mai departe. Nu chestiile alea interesante pe care le vezi la televizor, nu știu, a venit cu nu știu ce extintor de pe Titanic sau chestie genul ăsta. Am pus din ăsta cu Do Not Disturb. Din asta așa? Și au venit de la managementul hotelului, acum 10 minute au venit și ne-au întrebat. Am venit să verificăm dacă nu s-a întâmplat ceva. A spus cu Do Not Disturb. Care e sensul? Sau, păi dacă tot ai venit să mă garajezi. Adică
dacă nu-l pui, vin să facă curățenie. Dacă-l pui, vin să întrebi dacă e ceva în regulă. Aparent ne-am oprit la cel mai mare gift shop din lume. Într-adevăr, e mare, dacă e să ne uităm așa. Ar fi dintr-un capăt în celălalt. Să vedem ce chestii găsim ca și amintire și pentru rude, pentru că plecăm curând, dacă tot, hai să vedem. Ce mi s-a părut mie ciudat în Las Vegas este că au chestii în zona de opulență și apoi au chestii, uite, suveniruri la 99 de cenți, 3 tricouri cu 10 dolari. Adică au niște chilipiruri într-o parte și opulență în altă parte, cumva așa. Într-un motiv sau altul, s-a adunat un grup foarte, foarte mare de roller. Nu știu dacă este vreun eveniment organizat, așa pare. Am venit într-un hotel cu gândul să mâncăm și să mai vizităm ceva cu circ, după cum ați văzut. Și timp ce stăteam liniștit, a început să plouă din tavan. Am dat seama că plouă destul de tare și afară. Și aici, unde curge foarte multă apă, vedeți că este o parcare acoperită. Și se scurge apa din altă parte, cumva. Practic se inundă ușor, ușor parcarea asta, dar strada este inundată, încât nu cred că e o idee bună să ieșim, că mașina e joasă. Și din câte am văzut eu acolo, chiar și SUV-urile astea mari au intrat cu jumătate de roată în apă. Așa că mergem să mâncăm în hotelul ăsta până trece ploaie și se scurgea, în principiu. Dar oricum, deci, în, cred că jumătate de oră zici că a venit apocalipsa, totul e inundat. Probabil a fost o ploaie foarte, foarte violentă, pentru că acum nu mai plouă atât de tare, dar a fost o cantitate foarte mare de apă. Am încheiat seara, nu v-am spus pe video ce am mâncat pentru că era gălăgie, dar am mâncat așa. Deci am luat un aperitiv cu trei chestii, un platou și era așa, o cremă tartinabilă din salam italian. Au luat cumva salamul, l-au amestecat cu niște chestii și au făcut ceva de întins pe pâine. Blue cheese cu ceva condimente, nuci caramelizate, afumate și struguri murați. Și a treia chestie era burrata cu ulei de busuioc și ceva verde, cred că așa, asta a fost, și a venit cu pâine cu maia, ceea ce a fost super șmecher pentru că a fost pâine caldă de casă făcută. După care am mâncat paste, erau umplute cu brânză și erau cu un fel de bacon glazurat, cumva afumat și glazurat și cu un sos alb, dar nu era sos de smântână, cel puțin nu avea doar smântână, avea mai multe chestii. Per total, mi s-a părut unul din cele mai diferite și deosebite restaurante în care am fost. Țineți minte, am fost în Italia de 4 ori. Și ăsta cred că e cel mai interesant restaurant unde am mâncat mâncare cu specific sau cu iz italienesc. Nu era tradițional italienesc. Foarte nice. Iar, și după asta am mâncat o tartă cu ciocolată, cu vișine, cu fistic, și atât, cred. Și a costat, în total, toată masa a fost 111 dolari. Și am păstrat bunul, că am zis să vi-l arăt, dacă tot m-ați întrebat cât costă lucrurile pe aici. Dar restaurantul foarte, foarte fain, chiar deosebit. Și după cum vedeți, este într-o zonă, nu într-o zonă populată, să zic așa, nu într-o zonă comercială. Este într-o zonă mai de pentru localnici. Și era full, era efectiv, am stat la rând ca să intrăm și încheiem seara. Cu această masă încheiem seara, hotel, somn și mâine o luăm de la capăt. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like, știți toată povestea, pa!